Bine v-am găsit la horoscopul săptămânii cu numărul 16 din 2024, mijloc de aprilie, și ce săptămână importantă, cu câteva evenimente colosale. Dar înainte de asta, vă aduc aminte că există un horoscop al lunii aprilie pe rol. Nu-l ratați, că vin evenimente deosebite chiar în zilele care urmează. Știți bine că acest horoscop are mai multe variante. Acum există o variantă lungă, versiunea completă, cum îi spun eu, care are o introducere și care o să fie probabil destul de lungă, pentru că vin evenimente deosebite, evenimente pe care oricum, evident, le voi prezenta din nou și în introducerea horoscopelor zilnice, deci nu uitați că există și horoscope zilnice, dar în introducere voi prezenta aspectele, ca apoi în partea a doua acestui horoscop complet să vedeți horoscopul pentru fiecare zodie în parte. Și știți bine că eu vă recomand să vedeți horoscopul atât pentru zodia natală, cât și pentru zodia ascendentă, ba chiar și pentru zodia imediat următoare, cele ascendente, dacă știți că în casa întâi aveți și zodia imediat următoare. Deci rămâneți să vedeți versiunea completă dacă vreți să vedeți și partea introductivă, dacă nu, căutați și secțiunile prescurtate care apar la o zi diferență față de varianta completă. Adică 12 filme separate, zodie cu zodie, adică fiecare zodie, nu așa cum le veți vedea în versiune completă la rând. Voi, lei, sunteți în cea mai bună perioadă a vieții voastre. Ce să mai vorbim? Soarele, guvernatorul vostru, e deasupra capului, e coroana voastră în perioada asta, pe mijlocul cerului considerat. Intră în casa 10 acolo în Taur, unde strălucește coroana asta de aur, care este conjuncția dintre Jupiter și Uranus. Sunteți cu stea în frunte, sunteți cei mai tari din univers în perioada asta. Nu că n-ați fi voi de obicei. Mai trece și luna la un moment dat prin ograda voastră, deci aveți o diademă de diamante care vă arată cât de special sunteți. Un moment de afirmare, un moment de reușită, de succes, de ego, o da, mândrie, tot tacâmul. Dintr-un anumit punct de vedere, puteți spune că viața vă dă nota 10 la ceva. Un examen luat cu brio, metaforic vorbind, sau poate nu doar metaforic, cine știe, poate chiar treceți printr-un eveniment colosal care vă poate schimba viața, poate nu azi, nu mâine, dar e în perspectivă. Unele lucruri care se produc în această perioadă și unele evenimente se simt deja din luna martie sau urmează și în luna mai, vă vor schimba calea, destinul, vă îndreptați spre ceva wow în perspectivă. Poate ați făcut deja niște schimbări, poate urmează să faceți niște schimbări, e toate astea vă vor duce pe o altă cărare a vieții, una predestinată, una net superioară, în care veți învăța lucruri noi, vă descoperiți pe voi într-o altă lumină decât înainte, lăsați unii din voi ceva în spate, sunteți și pregătiți de niște mari finaluri, gata, ziceți voi, las aici tot, că eu uite spre ce mă îndrept, încât poate fi vorba de orice. Căsnicii toxice în trecut, relații nefericite în trecut, o țară în care nu vă mai regăsiți, o casă în care nu v-am mai regăsit. Sunteți gata să vă luați niște bagaje la propriu sau la figurat și să schimbați locul și norocul sau treapta de evoluție sau vibrația în care ați trăit. Ceva s-a terminat, gata, nu vă mai uitați înapoi, dar spre ce vă duceți, ce urmează e liniște, fericire, împlinire, prosperitate. Sună bine. Știu, o să-mi ziceți, unde-i, domnule, acea mare fericire și acel noroc când eu, puncte, exact. Dacă rămâneți în vibrația asta, vă spuneam în introducere că Jupiter, pe unde trece, pune o lupă și mărește ce găsește. Găsește stare de bine, mărește starea de bine. Găsește nefericire, mărește nefericirea. De aceea aveți grijă pe ce teren îl primiți pe Jupiter în conjuncție cu Uranus, că ele pun fertilizator la ce găsesc acolo. Dacă vor găsi un teren plin de buruieni, mamă ce o să crească buruienre. Dar dacă găsesc un teren transformat, ameliorat, v-ați ocupat de terenul vieții pe un anumit plan, și aici putem vorbi de orice plan al vieții, casa 10 nu e doar casa carierei acolo unde se produc aceste evenimente, e casa satisfacției, împlinirii, realizării mele, mândriei mele, punctul de maxim al vieții mele, este un moment de apogeu pentru voi.
Și de voi depinde cum profitați de acest apogeu. Cine rămâne în zona de confort, cine rămâne în beci, acolo, ascuns, în zona nefericirii, în zona mie niciodată nu mi se întâmplă lucruri bune, acolo va rămâne, nicio problemă. Ușa asta pe care Jupiter și Uranus o deschid înseamnă ia taurul de coarne și fă ceva cu tine, cu valoarea ta, cu ce știi tu să faci, cu ce-ți dorești tu să faci și vi se tot deschid uși. Ba chiar și colaterale, fă o școală, fă o altă școală dacă asta din trecut nu te mai satisface. Schimbă locul și norocul, devină din ce în ce mai bun, dezvoltă-te, autocunoaște-te, fii tu însuți, urmează scala ta, caută-ți talentele, caută-ți potențialul. Tot felul de îndrumări primiți în perioada asta și eclipsele care au avut loc zilele trecute v-au arătat niște căi, cine vrea să meargă pe ele. Un far călăuzitor așa aveți în zare, dacă vreți să-l vedeți. Ce bine ar fi să primim instrucțiuni de folosire al vieții noastre, dar nu primim. De aceea, de noi depinde, mai merge și pe căi lăturalnice și pe căi pe care rătăcim. Dar acum aveți ocazia de a reveni pe un drum bun, predestinat, prosper, benefic, fericit, împlinit, tot acum. Încât voi mergeți pe astfel de cale și pe calea asta, într-o zi, nu azi, nu mâine, că orice drum poate fi și de durată, într-o zi o să vă uitați la voi așa în oglindă și o să spuneți, bravo, sunt la recordul vieții mele, sunt cea mai bună versiune mea, sunt cel mai bun din toate timpurile la un anumit lucru al vieții mele, dar probabil încă sunteți pe drum. Dar ce se vede la orizont acolo e versiunea voastră maximă, apogeul pe un anumit plan. Dar de munca voastră depinde, de eforturile voastre, de îmbunătățirile pe care le aduceți pe parcurs. Nu uitați că viața voastră este un ogor și ogorul ăsta trebuie lucrat și ogorul ăsta trebuie plivit și ogorul ăsta trebuie udat. Acolo unde simțiți că are stofă. Dacă mergeți pe un ogor care de ani de zile, luni de zile, nu mai iese nimic profitabil de acolo, ci e doar consum inutil de resurse, iubire, afaceri, căsnicii și așa mai departe, înseamnă că nu-i terenul și trebuie să schimbați terenul, trebuie să schimbați direcția. Și probabil mulți ați făcut-o, alții urmează să o faceți de acum înainte, cu mult curaj, fără să vă mai uitați înapoi, trecutul e trecut, și să vă uitați la voi cel de peste nu știu cât timp. Cum o să fiți peste un an, cum o să fiți peste mai mult de atât. Deși de multă vreme sunteți într-un proces de depășire a limitelor, de formare a celui care sunteți. Dar poate unii acum chiar primiți niște note. Și vă spuneam că ați putea lua nota 10 la un anumit plan al vieții voastre.